Bine ați venit la Colegiul Tehnic Danubiana! Noi suntem Bianca și Dragoș, elevi în clasa 11-a și am dorit să-ți prezentăm școala noastră. Colegiul nostru oferă o paletă variată de calificări profesionale în diferite domenii. Industria alimentară, protecția mediului, turism, alimentație publică, comerț și servicii, mecanică, industrie textilă. Am dorit în continuare să vă oferim o incursiune în laboratoarele, atelierele de instruire practică și la agenții economici parteneri pentru a înțelege mai multe despre ce anume studiază elevii școlii noastre. Școala noastră pregătește și elevi pentru meseria de tehnician în industria alimentară. Viitorii specialiști trebuie să atragă atenția dacă în fabrică s-a respectat procesul tehnologic de realizare a produselor, modul în care s-au respectat condițiile igienico-sanitare, controlul îndeplinirii condițiilor de depozitare și transportare, în special comercializarea mărfurilor. Astfel, elevii învață să verifice produsele din punct de vedere calitativ și cantitativ, să efectueze expertiza produselor alimentare, inclusiv prin examen de laborator și să raporteze defectele apărute. Tot ei studiază în ce constă principiul de întocmire a rapoartelor de calitate, cum se aplică normele pentru siguranța alimentelor și cum se verifică temperatura din spațiile de depozitare și comercializare a produselor alimentare. Omul este stăpânul naturii, dar nu în sensul de explorator al ei, ci acela care o înțelege. El poartă responsabilitatea morală pentru păstrarea și îmbunătățirea tuturor darurilor ei minunate. Vă așteptăm cu drag să împărtășim toate cunoștințele și toate experiențele noastre despre protecția mediului prin excursii și proiecte, acțiuni de voluntariat, realizarea unor teste de teren pentru investigarea surselor poluării, monitorizarea calității apei, specializarea în dezvoltarea durabilă și în agricultura ecologică, analiza unor probleme legate de conservarea biodiversității, urmărirea modului de gestionare a deșeurilor. Ne aflăm la Colegiul Tehnic Danubiana din Roma. Eu sunt Amalia, elevă în clasa 11D și astăzi vreau să vă prezint atelierele de producție unde colegii mei fac instruire practică. Acum ne aflăm la atelierul de panificație unde colegii mei de la specializare au prodat patiseri, preparatori, produse culinoase, fac zilnic produse de butărie și franțelărie. Elevii învață din clasa noastră să facă pâine simplă sau întrepită, chifle, baghete, batoane, spirale și colaci. Mulțumesc!
învăța să faci prăjituri și torturi pentru aniversări și diferite evenimente. Vei învăța să prepari indiene, savarine, eclere, amandine, blaturi de tort și brioșe. Elevii școlii noastre își desfășoară practica la restaurante și hoteluri renumite din orașul roman, fiind îndrumați de cei mai buni specialiști în domeniu. La unul dintre partenerii noștri de practică, restaurantul hotelului roman, elevii intră în rolul de bucătar, pregătind un plating care va fi servit ulterior clienților de ospătare. Bucătarul este cel care se ocupă de prepararea mâncărurilor și se asigură că toate ingredientele sunt proaspete și de calitate. De asemenea, realizează preparate culinare după diferite rețete care să satisfacă exigențele consumatorilor. Meseria de bucătar este dinamică, necesită răbdare, perseverență, curiozitatea de a descoperi lucruri noi, combinații noi, ingrediente noi. Munca în bucătărie presupune o bună colaborare cu ceilalți bucătari, dar și cu ospătarii. Meseria de ospătar constă în servirea cât mai amabilă și profesionistă a clienților într-un restaurant. Ospătarul trebuie să se asigure că experiența clienților este una agreabilă, care îi va convinge să revină cu plăcere și pe viitor. Față de client, ospătarul trebuie să aibă un vocabular cât mai frumos, elevat și să întâmpine oaspeții mereu cu zâmbetul pe buze. Chelnerul are obligația de a informa clienții despre preparatele și băuturile care pot fi servite, utilizând listele pentru meniuri și băuturi. Apoi, preia comanda pe care o va servi într-un timp cât mai scurt. Dacă ești carismatic, amabil, perseverent și îți dorești să ai o meserie mereu căutată pe piața muncii atât la nivel național cât și internațional, nu ezita să te înscrii la specializarea comercian-vânzător. După anii de școală profesională urmați la Danubiana, vei deveni un specialist calificat, care stăpânește deopotrivă teoria și practica comercială. Pe scurt, un profesionist. Vei lucra în unități comerciale, magazine, supermarketuri, hipermarketuri, iar cele mai importante activități pe care le vei desfășura sunt consilierea clienților, recepția mărfurilor, încasarea contravalorii produselor de la clienți, prezentarea și promovarea produselor. Te așteptăm să devii un comerciant de succes! Dacă ești pasionat de mașini și îți dorești un loc de muncă stabil și cu un salariu avantajos, poți alege cu încredere meseria de mecanic. Pentru că, în prezent, pe piața muncii din România este o cerere foarte mare de mecanici. Un job în acest domeniu este foarte bine plătit. Un mecanic este un specialist care are cunoștințele în specialitatea și abilitățile sale practice. Doar datorită cunoștințelor profesionale, acesta poate repara prompt și eficient utilaje. Danubiana oferă posibilitatea instruirii practice la cele mai renumite firme din oraș, precum Auto Moldova și Pagi SRL. Toată lumea are nevoie la un moment dat de serviciile unui croitor, motiv pentru care aceștia sunt foarte căutați pe piață. Croitoria este una dintre cele mai frumoase și nobile meserii, care include procesul de transformare a unui material într-un produs vestimentar deosebit, croit și cusut exclusiv pentru o persoană. În cadrul colegiului nostru, puteți beneficia de cea mai bună pregătire în acest domeniu, întrucât atelierul de textile este dotat la cele mai înalte standarde. Dacă domeniul croitoriei îți face cu ochiul, te așteptăm să îți creezi propria ținută vestimentară, pe care să o îmbraci cu drag de fiecare dată. Pentru a deveni un om capabil și de succes, în orice profesie sunt necesare trei lucruri: natura, studiul și practica. Fiind în clasa 8-a, e timpul să-ți analizezi obiectivele. E timpul pentru a te înțelege și a te aprecia. E timpul pentru a te raporta la ceilalți. E timpul pentru a dezvolta un plan de carieră și orientare profesională. Te așteptăm la Danubiana!